Imagini cu mai multe eleve din Bulgaria care inhalează droguri din baloane au devenit virale pe internet. Astfel de metode însă sunt folosite și de tinerii din România. Vedem imaginile. În legătura directă cu noi este medicul Tudor Ciuhodaru. Mulțumesc, domnule doctor, pentru intervenția la Decisiv. Bună ziua. Domnule doctor, cei de la Agenția Antidrog spun că astfel de metode sunt folosite și în România, de către tinerii din România. Au fost depistate astfel de metode și în această vară pe litoral. Este folosit acest funny gas, se numește, adică protoxidul de azot. Și aici vreau să ne povestiți dumneavoastră ce substanță este aceasta, la ce se folosește și cât de periculoasă este dacă este folosită în acest mod? Să știți că nu este un fenomen nou, dar incidența este în continuă creștere și mă uitam pe niște statistici parțiale din Franța. În ultimii 3 ani a crescut incidența acestor intoxicații cu aproape 10 ori. Iar în Statele Unite și în Anglia este o reală problemă de sănătate. Este al doilea cel mai utilizat drog după cannabis, mai ales la tineri între 16 și 24 de ani. Și, doamna Pumbel, este explicabil acest lucru. Este ușor de procurat. Este ieftin, este accesibil și utilizat este un gaz care practic este incolor, are un miros plăcut, dulceag la gust, care dacă este utilizat poate să facă adevărate ravagi. Utilizarea necorespunzătoare și utilizarea mai ales în doze, cantități, rit de administrare cu totul și cu totul decât cele indicate din punct de vedere medical, el este folosit în analgosedare, în stomatologie, în obstetrică, ginecologie, poate avea efecte devastatoare. Și vorbesc în special apropo de ceea ce înseamnă creșterea presiunii intracraniane, de tulburările psihotice, de dependență obținută în cel mai scurt timp, iar atenție părinți și copii și bunici, dacă vă uitați la cei de aproape și știți că au consumat astfel de substanțe, veți remarca imediat, pentru că se numește și gaz ilarian, se numește și gazul beției sau gazul paradisului, depinde cine îl utilizează, pentru că este pe de o parte inițial cel puțin euforizant, dar pe de altă parte apar fenomenele dificile. Exact ca într-o stare de beție. Pacientul devine incoerent, confuz, apar durerile de cap, nu-și poate păstra echilibru, iar în doze mari, atenție, și evident că utilizarea aceasta recreațională nu are niciun fel de legătură, gazul la pungă cu ceea ce se folosește în domeniul medical și modul de utilizare poate să ducă la fenomene extrem de grave și aici vorbesc inclusiv din infarct miocardic acut, asfixie, accident vascular cerebral, iar dependența este o complicație redutabilă. Domnule doctor, de unde se poate cumpăra acest gaz? Pentru că dacă el este folosit în domeniul medical, evident, în niște afecțiuni clare, de unde iau copiii aceștia astfel de substanță pe care, iată, o introduc într-un balon? Înțeleg că e un dispozitiv special, un sifon, după care inhalează așa ceva. Nu e mare lucru, dacă mai țineți minte, se pune într-un... Așa a fost și utilizat acum peste 100 de ani, într-o pungă de mătase. Dar să știți că el există și pe internet. Nu vreau să dau acum de rețele comerciale, este suficient să dați și o să găsiți că este și foarte ieftin și ușor de procurat. Nu există niciun fel de restricție. Iar doamna Porumbelu, țineți minte când era legea aceea Ciuhodaru, că apropo de drogurile de sinteză și enobotanice, ea se refera și la comercializarea de pe net, pentru că multe dintre aceste substanțe sunt folosite, de exemplu, și în industria alimentară și industria combustibilor. Poate fi folosit în astfel de domenii și se poate spune că îl cumperi ca să-l utilizezi pentru emulsionat frișca și să-l vinzi în altă parte. Așa că Marea Britanie, eu cred că va reuși în această toamnă, își punea problema încă de la începutul anului, să interzică orice fel de comercializare a acestei substanțe și inclusiv posesia acelor doze de protoxid de azot să fie condamnată cu închisoare, ca să nu mai vorbesc de ceea ce am propus și eu de 100 de ori, aproape creșterea de 7-8 ori a pedepselor pentru cei care comercializează droguri și care comercializează și altfel de substanțe care pot fi cu risc vital. Bun. Nu e o problemă să le cumperi. Sunt ușor de procurat de pe tot felul de rețele, sunt ușor de cumpărat și prețul nu este prohibitiv. Trebuie, evident, anchetate, verificate și aceste rețele de pe internet. Mulțumesc, domnule doctor, pentru intervenția la Decisiv. Mergem mai departe.